În chat, salutare, bine v-am regăsit. Avem un replay. Nu-l găsesc. Ei, asta a fost al de la nu știu pe data. Nu mă glumesc. Mă, unde e replay-ul ăla? Bă, unde e replay? Nu-l vedeți de webcam-ul meu. S-a întors omul nostru. Paranteză. Linie. Și două smiley face-uri. S-a întors. Aici. 10. 12 kill-uri în 12 minute. Am și uitat Cosmin avea numele pe Discord. Ce nume frumos. Cred că orice nume e mai frumos decât să citesc bară, bară, linie. Da. Hai să ne uităm la replay. No, bun, chat. Umblu și eu cu scule pe aici. Mi-am scos de la naftalină ceasul vechi din liceu. Un... ce naiba era? Gear S3 Frontier. Am stat să-l configurez căci că nu mai acceptă el și generațiile anterioare până la 3. La Gear S3 nu mai sunt compatibile cu telefoanele din 2024, adică cu gen S24. Amuzant, știu. Și aparent există un workaround cumva să faci să meargă și l-am făcut să meargă. Și am ajuns la concluzia că se schimbă bateria. Îl vedeți? Trebuie să-i schimb bateria, că nu mai e tine. Nu mai e ce trebuie și vreau să mă apuc să-l report. Și trebuie să-i schimb bateria. Nu știu cât o fi, dar n-ar trebui să fie o avere, că e o baterie de ceas, e mică, nu e baterie de telefon. Bun, avem ZBD04A. Aici și ZBD China. E destul de, nici nu știu cum să zic. Gen, se vrea fi un fel de BMD 4. Nu chiar, dar pe acolo. Arbate. Mamă, ce-o zburat ăla. Bro. Bro, ce-o fost aia? Aolea. Bun, deci văd că punctele sunt aici și totuși l-au ales să vină în zona asta. Interesant, hai să vedem. Da. Da, bun chat. Helicopterul. Două helicoptere. Rupele, hai, rupele, rupele. Satisfacem, satisfacem orgoliu și pomoarele. Fă mai să mă simt happy. Așa, frumos. Aiurea că n-are explozibile, are full perforante. Îți mamă, ce-o pălit-o, direct. Decapitare. Chat. Turela a zburat, de copertină a rămas. Oh, da, gaijine. Nici nu mai pare rost. Nici nu mai are rost. Da. Eu pălit o rachetă. Ok, se uită dreapta. Are inamic în stânga, nu știu dacă îl știe sau îl aude sau îl vede. De văzut clar nu-l vede, dar de auzit. Shot calul ăla. 038, nu are cum să-l audă. Ce-i drept. Da. Da, și pe cum ziceam, nu știu cât o fi bateria, dar naibă, nu fi o vere. Și ceasul e mai vechi. Na. Dacă l-am de prin liceu, chat. 2017. Să fie 2017. C4.
Da, sigur e 2017. Bun, a scos A1-A1-le. Efectiv, eu am venit. Stat întors cu laterala. A văzut shotcalul. Bine că l-a văzut, l-a scos și pe ăla. Mamă, ce urât, i-a dat temă acolo jos. Urât. Frumos. Urât pentru băiatul cu Israel. Bine pentru el că l-a terminat. Îți place, mă, să joci ZBD-ul ăsta? Mi se pare așa dubios numele ZBD. ZBD, așa în română. Deci că vrei să zici, nu știu, zăbală. Sau n-am idee. Ia vezi ce pașnic, e ca o floare. Ghepardul ăla nervos. Așa, bune. Credeam că nu o să-l mai vezi. Iuleu, iuleu. Da, bro, bravo, genial. Bravo, bravo, știți cum e ăla. Mimul cu ăla. Tipul ăla slav. Canal de YouTube, naiba știe ce și cum. Mercava în ceamă, nu știe de unde a venit racheta în bot. Bă, dar ăsta are 8 rachete, nu 4. E mai OP ca BMD-ul și 4 și BMP-3-ul. Ia vezi-l, nervos. Da, după cum ziceam, mimul cu ăla. Nu știu exact care youtuber e și ce e. Un AH-64 israelian, practic ăla era. Zefa ăla de-a fost doborât acum. Fix așa și-o meritat ăsta din dreapta de pe aici, Chieftain-ul sau care era. S-a pus să tragă aiurea în el, să spameze. N-am înțeles de ce, dar fie. Știți cum sunt și mimurile alea? Că îi arăți la prietenul tău că mere golf, golful cu 200 la oră și pe aia voi în rai. Bravo, bravo, ăla tipul slav. Da. Uleu, nu te-ai uitat pe unde merge este? Nu te-ai uitat. Haideți să deschidem minimapa. Văd că vrea să pușeze AO, deși... Sunt ceva inamici mai avansați. Presupun că o să încerce să verifice, nu? Da. Oarecum vrea să verifice cât de avansați sunt inamicii și dacă e ceva să-i scoată. Uite, acum a spotat unul pe câmp. Uite-l, leopardul, l-a văzut, mă. Îmi place că e atent. Chiar dat, atenție mare. Mamă, cum mi-a ieșit și ăla leopard. Mamă, cum mi-a venit așa pe tavă și ălălalt. Nici nu știu dacă racheta a fost pentru ălălalt că... Așa de repede reacționat sau o dat-o inițial cu gândul să dau spre asta la alt, să-l scot, dar de fapt o văzut că l-o scos din tunuri. Nu contează, ideea e că i-o scos pe amândoi. De 5-5, numai racheta dacă îi bagi. Crew knocked out, i-ai prins culoarul de 3 oameni care stau pe aceeași traiectorie în tank. Gen, stau toți pe aceeași parte, frumos. Bun, dă check în pădure dacă nu e nimeni. B-ul se capturează de către inamici. Opa, au văzut, ai văzut Bradley-ul, așa-i? Au văzut Bradley-ul, dar și Bradley-ul. A, Bradley-ul nu l-a văzut, am înțeles. Respect, Ken, da, mă. Nu știu ce făcea Bradley-ul acolo. Da, din păcate a rămas fără rachete. Are numai heuri rămase încărcate și turnul principal. Secundar, nu, principalul e ăla mic, ăsta mare e secundar. Deși situațiile astea mai util a fost ăsta. Auci. Auci, chat, i-a dat severe damage, rupt aripa. Mamă. Se și prăbușește? Nici nu-l mai văd. Unde-i mesul?
Se prăbușește? Îți dă kill-ul? Sau se redresează? Sunt curios dacă se redresează sau nu. Deci chiar sunt curios dacă se redresează ăla sau nu. Nu a vrut, mă, să se prăbușească. S-a echilibrat. A reușit să recapete controlul. Bun, M48-ul A2-ul stă aici în spawn pe deal. Nu înțeleg de ce stă așa, dar fie. L-a scos. Cât ținam aici mai ies, mă? A, 4, din care unul e cu 262. Ei ca aliați sunt mai mulți. Bun, probabil am o să întoarcă spre B să scoată B-ul. Să-l salveze. Uite, mă, că îi apare 2 plus 1 jos, vedeți? Tare mică nu mai face mică din momentul ăsta, parcă așa e. XM-ul în dreapta. În B. Ei, dacă vezi, dacă te uitai. De ce nu te-ai uitat pe punct, mă? De ce nu te uiți pe punct? Uite-l. N-am înțeles, de ce nu te-ai uitat pe punct, mă? Și e ieșit în față să te omoare. De ce? A fost meci așa bun. Ce aici? De toate greșelile, zici că ai făcut pe cea mai banală. Efectiv. După cât de bine ai performat în rest, mă. Ok, nuke. De acord. N-am... puteai să-l scoți. Na, ce să zic. 262 încă nu s-a prăbușit. Încă zboară cu aripă ruptă. Bun, și cum se practică cu nuke-ul chat, știți foarte bine, zbori low altitude. Uai, ce-a venit ăla. Mă, ăla cu aripă ruptă? Ia să vedem. Nu, Z2. Ăla cu aripă ruptă reușește să ducă la aeroport, mă, se repoare. Ia vezi. Și vine frumos cu nuke-ul. Să-l dea. Deci, 13 kill-uri. 12,5. Bun, da, nuke-ul s-a implantat acolo în clădire. Și animația? Hai că și arată. Zici că a pușcat o bombă normală. Mai tare a pușcat bomba de pe 8 decât anima. Da. Ce să zic. A fost bine chat. Nu mi-a plăcut aici. N-am înțeles de ce nu s-a dus. Punctul era ca se captura de către inamici, aliatul se repara în afara punctului, punctul continua să fie capturat. N-am înțeles de ce nu s-a dus direct pe punct. De ce a ieșit așa? Na. Toți greșim câteodată chat. Aia e. Dar în rest a fost foarte bine. Deci, excluzând de asta, m-a fost perfect cum am jucat. N-am ce să reproșez. Bun. Asta a fost replay-ul. Vă salut. Vă mulțumesc pentru atenție acordată. 2 plus 1 nu e egal cu 3 aici, din păcate. Dar da. Vă salut și ne vedem pe data viitoare la un nou episod. Ciao.